Bun găsit! Haideți să ne reamintim împreună de o ciorbă cu tarhon din zona Ardealului, care o gătea și bunica, și mama, și vecina. Și de ce nu? Haideți să o gătim și noi împreună. O ciorbă foarte simplă, o ciorbă cu multe vitamine, o ciorbă cu mult suflet și gustul o să fie cel care definește calitatea până la urmă. Deci avem nevoie? Avem nevoie de cartofi, de tarhon, care poate să fie murat sau care poate să fie proaspăt. Eu am ales pe cel murat astăzi. Iaurt, foarte puțin ulei, un gălbenuș de ou și rădăcinoase și un ardei. Puteți folosi țelină sau pătrunjel rădăcină sau păstârnac, morcov, ceapă și un ardei. Eu am ales ardeiul roșu ca să-i dea și puțină culoare. Cum procedăm? Foarte simplu. Tăiem zarzavatul mărunt. Sunt foarte puține ciorbe la care nu folosim morcovi. De exemplu, ciorba de salată. În general, toate ciorbele conțin aceste rădăcinoase. Practic, sunt baza ciorbelor. Am ales să călesc foarte puțin zarzavatul, ca să îi fac zarzavatului o crustă crocantă, care mai apoi, introdusă în apa fierbinte, să dea o aromă și un parfum plăcut ciorbei noastre. Vă aștept și cu propuneri. Dacă aveți o propunere și doriți să pregătim o rețetă specială, vă aștept cu propuneri. Am ales să tai zarzavatul. Profesional vorbind, zarzavatul se taie. Am văzut foarte multe persoane, foarte multe mămici acasă, care dă zarzavatul pe rezătoare. Nu este nimic rău în asta. Însă, din punct de vedere profesional, așa trebuie tăiat zarzavatul, în felul acesta. Deci, cubulețe egale și mici pentru această ciorbă. Eu am pus păstârnac, vreau să pun și puțină țelină. Dacă nu aveți țelină proaspătă, nu e niciun fel de problemă. Puteți folosi țelină congelată. Ați adus-o de acasă, de la țară, de la bunici și o puteți congela. Puteți congela zarzavatul pentru toată ciorba, adică la un loc poate să fie și morcovii, și țelina, și păstârnacul. Bineînțeles, mai puțin ceapa și ardeiul. Tăiem și ardeiul mărunt. Averim și rândul la ceapă, ca să nu vă usture ochii când tăiați ceapa, să țineți ceapa întotdeauna în apă, în apă rece. O țineți în apă rece și priviți deseori spre apă și atunci nu o să vă mai usture ochii. Am tăiat zarzavatul și acum îl călim. Foarte puțin ulei. Lăsăm să se încingă. S-a încins uleiul. Punem zarzavatul la călit. Doar puțin până se moaie zarzavatul și după aceea îl introducem în apa fierbinte. Zarzavatul s-a călit, îl punem în apa fierbinte, între timp noi tăiem cartofii. Lăsăm să fiarbă puțin zarzavatul și după aceea adăugăm cartofi. Noi între timp o să facem liezonul, care este format din gălbenuș de ou, iaurt și de multe ori
Sau sunt foarte multe persoane care folosesc făină. Eu personal nu folosesc făină, mai ales la copii. Doar smântâna sau iaurt și călbenuș de ou. Am tăiat cartofii. Asta nu înseamnă că trebuie să clocotească foarte, foarte, foarte tare. Nu. Trebuie să fiarbă încet până când legumele sunt fierte. Atenție, nu fierte de tot. Putem să le lăsăm puțin, puțin mai al dente, deci ele nu trebuie să se fărâme în ciorbă. Trebuie să facem liezonul acum. Cum procedăm? Avem iaurtul pregătit, gălbenușul de ou, îl lăsăm puțin să aștepte până când ciorba este fiartă. Zarzavatul la fiert, cartofii sunt fierți, ciorba noastră este aproape gata. Spun aproape pentru că trebuie să o dregem, da? Așa se spune în termeni populari. Dregem ciorba. De fapt și noi profesioniștii la fel. Compoziția cu care dregem această ciorbă, noi îi spunem liaison. Miroase super! Ia să-i dăm și un gust deosebit. Tăiem puțin tarhon. Am spus că o facem cu tarhon. Tarhonul proaspăt sau tarhon murat. Nu întâmplător am lăsat aragazul deschis. Punem foarte puțin ulei în tigaie. Și călim tarhonul pentru că îi amplificăm gustul și aroma. Doar câteva secunde. Până se călește tarhonul, o să punem zeamă din, de la ciorbă peste smântână și peste gălbenușul de ou. Nu invers, pentru că altfel o să se taie ciorba sau nu neapărat că se taie, dar se împrăștie smântâna și nu o să fie legată. Deci o să luăm un polonii de zeamă fierbinte și punem peste iaurt sau peste smântână, depinde cu ce doriți să faceți. Eu astăzi am ales cu iaurt, da? Am pus un polonic, chiar două polonice de zeamă fierbinte. Omogenizez bine. Și acum amestec energic în ciorbă și pun liezonul care este rece în zeama fierbinte. Tarhonul este gata. Pun și tarhonul. Pun o polonii de ciorbă ca să luăm tot ce a fost, tot tarhonul din tigaie. Ciorba noastră este gata. Acum, de preferat este ciorba să o acrim. Eu am pregătit puțin oțet de mere. Dacă doriți, îl folosiți, dacă nu, nu. Din punctul meu de vedere, ar trebui foarte, foarte, foarte puțin. Sau dacă aveți oțet făcut în casă, din struguri, de ce nu? Pentru că am folosit tarhonul, nu mai putem să folosim și altă verdeață. Gata ciorba noastră. Așa arată. Eu vă doresc poftă bună și vreau să încercați, să vedeți dacă vă place sau nu.